Viorica Dencil, gafuria în plen, programul de guvernare, vă spun sincer, nu a făcut bine României. Premierul Viorica Dencil a făcut o gafuria în plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Într-un moment al intervenției sale, actualul sublinierei al guvernului a afirmat că programul de guvernare al PSD sublinierei ALDE nu a făcut bine României. Acesta este adevărul. În cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program de guvernare, NR, care, vă spun sincer, nu a făcut bine României, a afirmat Viorica Dencil de la tribuna plenului Camerei Deputaților. Gafa a ajuns imediat inta ironiilor pe Facebook. USR afirmând ce astăzi suntem de acord cu premierul Viorica Dencil.